Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Mariana Gnatiuc și vin să vă prezint astăzi o lecție nouă de limba și literatura română în clasa 6 pentru voi, elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Țin să vă întâlnesc cu un zâmbet, cu o zi frumoasă, cu o zăpadă mult așteptată și cu abordarea unui subiect nou pentru voi. E vorba despre conversațiile la telefon. Vom pune, de fapt, accentul pe cele mai esențiale reguli de bază, într-o comunicare la telefon. Astfel, pornim la drum și veți afla ce vom realiza astăzi la lecții. Neapărat veți învăța niște cuvinte noi, pe care le veți plasa în niște contexte. Veți lua cunoștințe cu reguli importante pentru o conversație telefonică, veți răspunde la un șir de întrebări în baza textului, nu în ultimul rând, dacă tot vorbim despre o conversație la telefon, veți improviza niște dialoguri, veți da niște sfaturi. Respectiv, vă invit să fiți mult mai interesați ca de obicei și ingenioși, să pornim la drum. Vă propun acum să citiți împreună cu mine dialogul. Două personaje pe care le aveți în față, Maria și mama, colegii ei, Mihail. Alo, Mihaela, tu ești? Bună ziua, sunt mama Mihaelei, cum vă numiți? Așa, o cunoscută. Dar Mihaela unde e? Ea nu este acasă. Ce să-i transmit? A, așa și am știut. Mi-a promis să mă aștepte. Cum poate fi așa de irresponsabilă? Cer scuze, dar mă deranjează tonul cu care vorbiți dumneavoastră. Iată și dialogul. Vă propun acum să vă uitați la niște imagini. Sunt niște imagini semnificative care vă vor ajuta să răspundeți la întrebarea: ce de fapt și pentru ce? De ce s-a supărat mama? Sper că ați răspuns la această întrebare argumentat și bine gândit. Dar aș vrea să reveniți la următorul dialog. Atenție! Compară dialogul numărul 2 cu cel pe care l-ai auzit acum. Prin ce se deosebește primul dialog de cel propus mai jos? Veți vedea. Alo, bună ziua! Bună ziua, sunt Maria, colega de clasa a Mihaelei. Pot să vorbesc cu ea? Vă rog frumos. Da, imediat. Mulțumesc și vă doresc o zi plăcută. Mulțumesc, la revedere. O zi minunată vă doresc. Și eu. În urma lecturii acestor două dialoguri, ați observat, sper, deosebirile dintre ele. Și în cele ce urmează, vă propun să notați aceste deosebiri în cele două tabele propuse. Pentru primul dialog, 3 propoziții și pentru următorul, la fel, 3 propoziții. În speranță că ați notat totul corect, vă propun să facem o escapadă prin lexicul nou, care de fapt vă va ajuta să luați cunoștință cu un subiect foarte interesant și să descoperiți multe lucruri interesante respectiv. Deci, repetați împreună cu mine și pronunțați corect următoarele cuvinte. Conversație, apel telefonic, obligatoriu, politicos, imediat. Cred că sunteți curioși ce înseamnă toate acestea. Poftim! Conversația, de fapt, este un fel de a vorbi, o discuție, un dialog, o convorbire,
Apelul telefonic este un sunet, semnal sonor care se realizează cu ajutorul telefonului. Obligatoriu, care trebuie făcut, care nu poate fi lipsit. Politicos, care este amabil. Omul se poartă frumos, delicat cu cei din jur, binevoitor și bine crescut. Imediat, fără întârziere, numai decât îndată, acum. Respectiv, aș dori să găsiți acum varianta potrivită în limba rusă a acestor cuvinte. Обязательно, вежливо-вежливый, звонок, сейчас же, без промедления, беседа, диалог. În speranță că ați ales varianta corectă, vă sar în ajutor și vă propun și variantele corecte. Fiți atenți, controlați răspunsurile dumneavoastră. Conversație. Apel telefonic. Obligatoriu. Politicos. Imediat. În cele ce urmează, aș vrea să faceți și niște observații în ceea ce privește asemănările următoarelor formule. Formulă de salut. Formulă de adresare. Și formulă de încheiere. A unui dialog sau a unei conversații. Sunteți bravo! Cred că ați văzut aceste asemănări și, respectiv, încercăm să le încadrăm în niște contexte noi. Primul pas este să alcătuiți îmbinări de cuvinte după modelul propus. Următoarele cuvinte. Conversație. Cum poate să fie o conversație necesară? Pentru cuvântul imediat, a veni imediat. Și pentru cuvântul politicos, un ton politicos. Următorul exercițiu este de completare. Folosind cuvintele imediat, nu uitați, este lexicul nou, politicos, conversația, apel telefonic, obligatoriu. Completați aceste enunțuri. Deschideți caietele, notați variantele pe care le-ați propus. Dacă sunteți gata, să controlăm. Să vedem care este varianta pe care v-ați propus-o și este ea oare cea pe care am ales-o eu. Trebuie să vorbim politicos cu cei din jurul nostru. Colegul meu de clasă întotdeauna răspunde la apel telefonic. Ana vine imediat la rugămintea mamei. Profesorul a spus că această temă trebuie citită neapărat, obligatoriu. Conversația ajută la realizarea unui dialog eficient. Sper că am făcut această legătură cu dumneavoastră și avem și noi astăzi un dialog eficient. De aceea, ascultați, vă rog, cu atenție textul pe care vi l-am pregătit și observați ce cuvinte sunt evidențiate. Cele mai importante leguri pentru o conversație telefonică. Conversația începe obligatoriu cu o formulă de salut. Aleasă în funcție, de fapt, de persoana căreia ne adresăm și de momentul zilei. Dacă o persoană apropiată, mamă, tată, frate, soț, soție, fiu, prieten chiar, putem folosi formula bună sau salut. Dacă e vorba despre o persoană necunoscută, atunci vom folosi formula bună dimineața, bună ziua și bună seara. Dacă vorbim cu o persoană care nu ne cunoaște vocea, obligatoriu ne prezentăm cu nume, prenume. Este foarte important
să răspundem la telefon cu bunătate, cu un respect deosebit. Nu folosiți niciodată formulele de tipul Doamna Ana, domnul Vasile, e mult mai bine și corect Doamnă Gnatiuc, domnul Cernei, indiferent de persoană, vom folosi un ton politicos. Următorul pas pe care este bine să-l propunem este să fiți sigur pentru ce ați telefonat persoană. Nu vorbim la telefon mult, chiar nu este politicos. Dacă avem oaspeți, tot vorbim foarte puțin, ne cerem scuze, dar este și o excepție. O facem pentru rude sau pentru niște prieteni, dar tot nu exagerăm. Următorul pas ar fi să cunoaștem foarte bine programul colegilor noștri, programul prietenilor. Chiar nu ar fi bine să telefonăm mai devreme de ora 8 sau mai târziu de ora 20. Dacă este totuși o urgență, foarte important ceva, scrieți, vă rog, un mesaj care ar fi cu acest conținut. Pot să te sun și dacă persoana are posibilitate, va răspunde neapărat. Dacă am format greșit numărul de telefon, ne cerem scuze. Iar în situația în care am ajuns să ni se răspundă foarte urât, trebuie neapărat să fim foarte educați, să răspundem respectiv. Da, există situații complicate și situații în care o convorbire telefonică poate lua o altă întorsătură, una neplăcută. Nu ridicăm tonul, păstrăm calmul și nu închidem telefonul fără să spunem niciun cuvânt. Putem, de fapt, încheia această discuție cu fraza următoare. Îmi pare rău. Cred că e mai bine să încheiem această conversație. La revedere! Dacă avem nevoie de anumite informații pe care le luăm prin intermediul telefonului, vom trece imediat la subiect. Când primim răspunsul, ascultăm foarte bine, fiindcă nu este cazul să fie repetat. Vom avea pregătite un carnet și un pix pentru a scrie ce ne interesează. Și nu în ultimul rând, dacă noi suntem cei care am telefonat, trebuie să știm când să oprim această conversație. O vom face politicos, mulțumind pentru timpul acordat, folosind numai decât una din formulele de încheiere a unui dialog telefonic. Iată, acestea au fost regulile de bază pentru o conversație telefonică. Următorul pas pe care aș dori, prin care aș dori să demonstrați înțelegerea globală a acestui mesaj, ar fi să răspundeți la niște întrebări în baza textului. Care sunt ele? Poftim! Ce formule, de fapt, de salut cunoașteți? De ce este bine să știm programul colegilor noștri, al prietenilor noștri? Ce trebuie să facem dacă nu recunoaștem cumva vocea pe care o auzim la telefon? Cu ce ton trebuie să vorbim dacă ne vorbesc urât la telefon? Cine trebuie să termine conversația telefonică? Sunt sigură că nu ați uitat de personajele mama Mihaelei și Maria, cu care ați luat cunoștință la început de lecție. Acum, în acele două compartimente, care se numesc pentru mama și pentru Maria, vă recomand să propuneți niște sfaturi acestor personaje, acestor interlocutori, știind deja unele reguli despre care ați aflat numai ce. Ce lecție în care se vorbește despre o conversație la telefon ar putea lipsi o improvizare? Și acum vă propun să improvizați o conversație telefonică cu începutul dat. Dorin,
tu ai înțeles care sunt cele mai importante reguli pentru o conversație telefonică? Dacă sunteți siguri, acum încercați să completați acest dialog cu încă 5 replici ale dumneavoastră. Și acum, făcând o mică generalizare a ceea ce ați făcut astăzi la lecție, în speranța că v-a plăcut materialul, aș vrea totuși să meditați și în baza întrebărilor pe care vi le propun acum. Da, sunt niște întrebări un pic mai provocatoare și care necesită un argument. Prima întrebare. Ce reguli obligatoriu respectați din cele cu care ați luat cunoștință? De ce? Ce regulă a fost nouă pentru tine astăzi? Ce regulă vi se pare nouă? Ție îți place să vorbești la telefon? De ce? Și dacă ar exista secolul 21 fără telefon, ce ați face dacă nu ar exista telefonul? De ce v-ați folosi? În speranță că ați dat niște răspunsuri ingenioase și bine argumentate care m-ar convinge, încercați acum să alcătuiți și un dialog personalizat. Un dialog din 6 replici, dar care ar sta la bază imaginea pe care vă propun. Atenție! Puteți folosi și regulile de conversație la telefon. Fiți atenți! Este sau nu este încălcată o regulă din cele despre care ați aflat astăzi? Vă mulțumesc pentru participare la această lecție, în speranța că ați realizat totul și v-a plăcut ceea ce vi s-a propus, vă doresc în continuare succes și multe realizări. La revedere!